Capitole, ai făcut 60.000 de abonați! Neața, prieteni, sunt Angel. Vă mulțumesc pentru cei 60.000 de abonați. Astăzi vom încerca să mâncăm, de fapt să mănânc, 10.000 de calorii sănătoase. Deci știți că am mai făcut în trecut 10.000 de calorii, am mâncat pizza, am mâncat dulciuri. Asta este simplu, deoarece mănânci o pizza, 2.000 de calorii. Astăzi vom încerca să ne menținem pe alimente sănătoase, strict sănătoase, și să mâncăm 10.000 de calorii. După mine, cred că va fi mult mai greu. Vom începe cu dimineața un iaurt grecesc mare la, cât are ăsta? Cred că 350 de grame cu 10% grăsime. O conservă de ananas. Așa. Acesta are, oricum vor fi caloriile trecute pe ecran. Cred că voi mânca și un măr sau două, iar iaurtul, în iaurt voi pune o linguriță de miere și o banană. Așa că, haideți să începem. Astăzi vom face picioare și vom adăuga și ceva îndreptări, pentru că trebuie să ard cât mai multe calorii. După cum probabil ați observat, am grăbit această perioadă de bulking, adică m-am îngrășat un pic cam repede. Să știți că a fost totul voit și vorbesc serios, pentru că vreau să fac un program de slăbit. Și m-am gândit decât să fac un program și să nu aibă niciun fel de transformare sau să nu facă niciun fel de mare brânză, am zis că mai degrabă îl voi face eu înainte, voi filma, voi documenta, voi face poze și așa mai departe și vreau să fie o transformare, să zicem, măcar de 10 kg. Știu că eu, ca să fiu definit, deci uite, așa arătam la 70 de kg. Momentan am 79. Cred că până încep programul, voi mai pune, să zicem, maxim un kilogram, încât să fie, să zicem, 10 kg într-o perioadă de 2 luni. Acum vom vorbi mai mult despre chestia asta. Pentru că, după cum știți, înainte să fac ceva sau să vă recomand vouă, mai întâi testez eu. Acesta întreg are 441 de calorii, din care 19 de proteine, 35 de grăsimi și 12 de carbohidrați. Ia să vedem. Până acum avem din mâncare 800 de calorii, deci un start destul de decent, să spun așa. Din banane avem 100, din ananas 260, 441. După cum am zis, astăzi vom face picioare, vom adăuga și ceva îndreptări, avem nevoie de un consum cât mai mare de calorii pentru a nu mă simți efectiv ca un porc a doua zi. Așa că vom avea nevoie de ceva energie, după cum am zis. Eu voi folosi astăzi Fury Extreme sau Fury Extreme, cum vreți voi să-i spuneți, doar că această cupă este mult prea mare. Nu reușesc să torn aici. Ar fi trebuit o pâlnie, ar fi fost o idee deșteaptă. Acum că ați văzut cum se prepară pre-workout-ul eficient, trebuie să trecem la antrenament. Vom face picioare, după cum am spus, și am adăugat și ceva îndreptări. Am început cu 5 minute de bicicletă, încât să-mi încălzesc puțin genunchii. Am avut mari probleme, nu foarte mari, de fapt, dar am avut ceva probleme cu genunchii de pe vremea de când făceam handball. Chiar la un moment dat, adică am reușit să mă antrenez la picioare până la un moment dat când simțeam dureri foarte mari în genunchi și atunci mă antrenam cu greutăți foarte mici, 25, 30, 35 de repetări,
încât efectiv doar cât să stimulez mușchiul, dar nu foloseam greutăți mari. Pentru mine asta nu a fost niciodată o problemă, pentru că probabil singura calitate genetică pe care o am ar fi la picioare și la gambe. Pot să nu le antrenez un an și să rămână la fel. Voi fi slab din punct de vedere al forței, dar estetic vor arăta la fel. Tot timpul m-am chinuit să-mi aduc partea de sus a corpului la nivelul picioarelor. Acum am început câteva antrenamente pentru forță, pentru că, după cum am spus, nu prea m-am antrenat la picioare pentru forță, m-am antrenat pentru anduranță, cât să pot să fac și eu ceva, pentru că nu puteam folosi greutăți mari, dar după ceva recuperare mă simt mai bine și este ok. Deci să nu râdeți de greutățile pe care le folosesc, fiind destul de mici pentru un antrenament la picioare. Astăzi am făcut 5 seturi de 3 repetări. Am făcut câteva seturi de încălzire pe care nu le-am pus la calcul, adică am făcut, să zicem, 3-4 seturi de încălzire și apoi am făcut cele 5 seturi cu 3 repetări. La genoflexiune este foarte important să-ți găsești poziția picioarelor odată pentru a fi cât mai eficient în momentul în care ridici și a doua oară pentru a avea o aliniere cu laba piciorului, genunchiul și șoldul, încât să nu pui presiune pe articulație. Una, hai. Asta e, bravo, bravo, bravo. Apoi am trecut la îndreptări. Tot așa am făcut 2-3 seturi de încălzire pentru că am simțit bicepsul femural era foarte încordat. Eu stau foarte mult pe scaun la calculator și bicepsul femural este tot timpul într-o poziție strânsă. Așa că am făcut câteva seturi de încălzire și apoi am intrat în seturile de lucru, am făcut 4 seturi ori 8 repetări fiecare set. Pauza a fost undeva între 1 minut și 2 minute, deoarece antrenamentul la picioare este mult mai obositor și pentru a fi eficient practic la antrenamentul de forță trebuie să te odihnești suficient între seturi. Nu foarte mult încât să te răcești complet, să zicem stai 5-10 minute, dar 2 minute ar fi un timp rezonabil. După aceea am trecut la un superset cu extensii pentru quadriceps și flexii pentru bicepsul femural la aparat.
Ambele exerciții au fost controlate, am făcut câte 8, 10, 12 repetări. Ideea de bază a fost să fie mișcarea controlată. Greutățile au fost relativ mici pentru că repetările au fost făcute mai lent, dar în momentul în care faci un antrenament pentru forță, nu este necesar să faci un volum foarte mare, ci o intensitate foarte mare. Deci, dacă faci 3 repetări, ideea este să dai tot ce poți în acele 3 repetări și apoi mai faci câteva exerciții cu 12 repetări doar pentru a adăuga volum. Acesta este volumul necesar pentru mine la picioare momentan. Adică prima dată când am început acum 5 sau 4 săptămâni am început antrenamentele mai serios la picioare. Primul antrenament l-am făcut cu Alex și nu reușeam decât să pun 2 discuri pe fiecare parte și făceam undeva la 5 repetări chinuite. Acum am ajuns să fac 3 repetări cu 4 discuri. După sală vom lua 2 porții de IMS, asta înseamnă 200 de grame pe 100 de grame are imediat, pe 100 de grame are 400 de calorii, deci vom avea 800 de calorii din shake și vom pune și vreo 400 de mililitri de lapte care are 45 de calorii, deci încă 200, avem exact 1000 de calorii pe care vom trece în MyFitnessPal, să vedem. Cam așa arată un shake de 1000 de calorii. O prăjitură care practic va fi din ovăz, cremă de brânză, un pic de miere, un pic de lapte, deci ingrediente ok. Vom începe așa cu 200 de grame de fulgi de ovăz. Ce avem? 30 de grame de cacao, amestecăm prima dată. Apoi vom adăuga lapte. Vom începe cu 100 de mililitri și apoi vom vedea în funcție de compoziție. Vreau să adaug și ceva miere. Știu exact cantitățile, fiind o rețetă inventată de mine. 60 de grame de miere și de esență de rom și un pliculeț de nes. Nesul să știți că este opțional, dacă vă place aroma de cafea. Acum vom amesteca. După cum se vede, mai avem nevoie de lapte. Vom transfera ovăzul într-un vas de ienă. Acum vom băga această compoziție la congelator până facem crema pentru deasupra. Și avem așa 3 pachete de 200 de grame de cremă de brânză clasică, în mod normal foloseam varianta degresată, dar cum astăzi trebuie să mâncăm o grămadă,
vom folosi varianta neprocesată sau, mă rog, mai puțin procesată. Vom adăuga ceva esență de vanilie și vom amesteca. Aici avem ciocolata amăruie, conține antioxidanți, deci suntem la limită, ne permite. Am încălzit ciocolata. Acum este și o chestie de preferință, adică dacă vreți mai dulce, pentru că crema de brânză evident nu este dulce, dacă vreți mai dulce puteți să mai adăugați miere, îndulcitor, zahăr. După ce am amestecat, scos din congelator ovăzul. Bun, și acum această compoziție va merge la congelator pentru vreo 2 ore, 2-3 ore, până se omogenizează și se întărește foarte, foarte bine. Când era mai frumos, cred că am prins un soi de răceală ceva, sunt super fierbinte și ideea este că cel mai potrivit moment, exact în momentul în care vrei să mănânci 10.000 de calorii și o tonă de mâncare, atunci este bine să fii răcit. Ia să vedem. Să vedem în ce stadiu este prăjitura pe care am făcut-o mai devreme. Ia uite, cineva a mâncat de aici, înseamnă că gata, am pierdut, nu știu, 100 de calorii sau mai bine, prăjitura asta tot are vreo, cred că vreo 3000 de calorii, o chestie de genul ăsta. Oricum, la finalul videoului veți avea lista cu toate alimentele și cu fiecare valoare nutrițională de la fiecare aliment. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Shooting star, let them know who you are. Flying up in a... Voi încerca altă tactică. Voi mânca mai puțin, dar mai des. Cred că din jumătate de oră, pentru că dacă mănânc toată asta odată, s-ar putea să nu reușesc. Asta ar fi primul pas, de fapt primul lucru. Și chiar dacă reușesc, după aia chiar nu am să mai mănânc nimic. Așa că mai mănânc un pic, mai stau un pic, mai mănânc un pic. Strategie. Am ajuns aproape la jumătate, bine, era mâncat un pic. Cred că o voi împărți în încă două porții. Zicem ceva de genul acesta. Cât am aici? 100 de grame de fistic și 100 de grame de alune. Cred că am făcut o febră undeva la vreo 38,5, 39. Foarte frig, am frisoane. Stau în pat. Mănânc într-un bol de alune din ăsta cu fistic. Nu am putut să mă filmez pe tot parcursul pentru că durează foarte mult, adică ar fi durat o oră, nu m-ați vă uitați la mine cum am mâncat fistic. Cred că mai avem... Mai trebuie să mai mâncăm niște pui cu orez.
Trebuie să termin prăjitura aia din frigider. Mai avem niște fructe și mai avem treabă. Aici avem 350 de grame de pulpe de pui și 300 de grame de orez. Nu știu unde s-a întrerupt. Când m-am ridicat să văd, de fapt efectiv să iau camera să vă arăt că am terminat, am realizat că cardul era full. Card full. Habar n-am când s-a întrerupt. Puteți vedea că mai sunt niște zgârciuri, niște resturi, deci este foarte clar că am mâncat și nu le-am aruncat sau ceva cu ele. Cred că am ajuns undeva în marginea de 8500 din cât am văzut eu în MyFitnessPal. Trebuie să vă spun, deci, teribil, teribil. Nu v-aș recomanda să faceți chestia asta acasă, absolut. Angel! Mai ai de mâncat 1500 de calorii? E de 10.000 de calorii, nu e chiar atât de greu, adică am făcut-o odată, am mâncat odată undeva la 15-16.000. Dar să mănânci cu febră și e un miracol pentru mine că am reușit să mănânc atât. Deci frig cu ochii, frige frunte, practic frig tot. Am și pierderi de memorie aparent. Am făcut o reducere pe site, nu sunt în cea mai bună formă să vă spun, dar este o reducere destul de mare în opinia mea, este oarecum foarte mare. La programul de masă musculară veți avea un link în descriere, reducere va ține 2 zile. Altceva ce mi trebuia să mai zic? Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și Fitness Nation. Pe data viitoare. Pa!